este apăsarea ce te face să-ți pierzi pofta de mâncare, cheful de viață sau chiar să te iriți la apariția unor prieteni dragi. Ce provoacă caniculă în sufletul tău? În Geneza 45:27 citim astfel. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat. La fel cum Iacov s-a răcorit la vestea că Iosif trăiește, și noi azi putem să ne răcorim de vestea minunată că Iisus trăiește. Iar de la El, care este apa vieții, putem învăța cum să ne hidratăm zilnic sufletul.